Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, domnul Marcel Ciolacu. Bună dimineața, domnul Ciolacu. Dânsul este foarte ocupat cu căutarea unui intelectual și nu a unui politician pentru candidatura la președinție, dar a făcut un nou salt mortal, dublu salt mortal în teoria economică. I se spune spaima inflației, înțeleg. Da. Anunță măsuri care, citez, să stopeze creșterea prețurilor și a inflației. Vezi? Da. Și deocamdată nu le găsește. Problema e că nu ia în calcul tot. Că se ocupă de creșterea prețurilor odată, da. se ocupă de inflație, dar nu se ocupă de scumpiri. Și de asta nu iese, că dacă ar prinde și scumpirile, nu numai creșterea prețurilor... Băi, nici nu poate singur. Ar rezolva și inflația. Da. Adică are nevoie de susținere. Da. Liderul PSD a făcut o greșeală similară acum un an, să știți, când a zis asta. Deci, practic, să vină la toamnă, că a mai picat odată. E deja în RR-uri cu problema asta. Cu inflația, creșterea prețurilor și scumpirile, care, de fapt, sunt același lucru. Băi, dar să știi că sunt mulți oameni care nu reușesc să înțeleagă foarte precis ce înseamnă inflație. Și câți oameni sunt șefii principalului partid de guvernământ care aici nu înțeleg situația? Aici vorbim. Adică... Eu cred că domnul Ciolacu a înțeles. Nu știe să explice mai departe. Dar de înțeles, a înțeles cum asta e este cu wishful banii, thinking cu treaba. Aici mai țineți minte când îi cădeau, da, îi cădeau amintirile din buzunar? Da. Amintirile întâlnirilor recente. Cred. Exact. Deci, de înțeles, el a înțeles cum stau lucrurile în economie. E mai greu cu explicatul. O să fie fun când o să fie prim-ministru. Crezi că el o să fie prim-ministru? Nu știu. Rotativa? Rotațiune, da, rotativa. Și rotativa. Asta cu rotativa guvernamentală, știți că ăsta era termenul folosit în vremea comuniștilor ca să ironizeze schimbările formale de guvernare din vremea, mă rog, din interbelic. Așa îi spunea. Rotativa guvernamentală, în care se schimbă între ei, practic. Ceea ce e corect, de fapt, până la urmă. Da. Ce mai zis? Deci, citez. Domnul Ciolacu a spus că românii au nevoie, citez, de un plan social și economic articulat și nu de avioane reprezentate de rotative, comasări de alegeri, bătălii pe funcții sau alte angajamente electorale. Băi, m-am trezit, ce s-a întâmplat? A trecut în opoziție. Deci PSD-ul e în opoziție și n-am fost atent când s-a întâmplat asta. Asta a spus președintele principalului partid de guvernământ, care are toate ministerele grele, serioase, zdravene. Spune că n-au nevoie de avioane rotative, nu știu ce, bătălii pe funcții. Auzi, mă, frate, ce zice liderul PSD, că n-au nevoie românii de bătălii pe funcții. Are dreptate. Mesaj pentru oamenii lui din partid. Da, să ne înțelegem ca oamenii, nu să ne batem pe funcții. Iată ce mai zice domnul Ciolacu, citez. Ne concentrăm pe redactarea unui plan de măsuri care să stopeze creșterea prețurilor și a inflației. Vă rog să introduceți scumpirile, domnul Ciolacu, în planul ăsta, că altfel nu merge. Să încurajeze producția autohtonă, să creeze noi locuri de muncă și să protejeze firmele românești. Sunt convins că asta așteaptă românii de la noi. Oho, de 30 de ani aș zice că e ceva vreme, da. Chestia asta. Nu rotative, comasări de alegeri, bătălii pe funcții sau alte aranjamente electorale. Niște comasări de alegeri totuși ar fi bune. Oamenii au nevoie de soluții, de un plan social și economic articulat, nu de avioane, a mai scris domnul Ciolacu într-o postare pe pagina sa de Facebook. E adevărat, nu au nevoie de avioane, de-aia a preluat statul român Blue Air. Datorii oferite, mă rog, împrumut neplătit de Blue Air, împrumut de la statul român, se știa clar că nu o să plătească și că nu au putut să plătească, au luat Blue Air, care nu are avioane. Nu mai are avioane. Nu mai are nimic. De-aia zice domnul Ciolacu, nu avem nevoie de avioane. Luăm numai datoriile. De la Blue Air. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.